Bun găsit și bine ați venit din nou pe oradesibiu.ro. Urmăriți imagini în direct de la intrarea în municipiul Sibiu dinspre Mediaș. Sunt controle în trafic la această oră. Sunt oprite toate autoturismele care intră și în mod aleatoriu și cele care ies din municipiul Sibiu. Este una dintre căile de acces cele mai folosite la această oră de către conducătorii auto. Practic, trebuie să vă înarmați cu răbdare și să țineți cont de recomandările făcute de către autorități și de către poliție și să pregătiți din timp documentele ce trebuie prezentate agenților care vă opresc în trafic. Respectiv, să aveți asupra dumneavoastră acea declarație pe propria răspundere plus actul de identitate și declarația pe propria răspundere trebuie completată, bineînțeles, și să justificați desigur motivul pentru care vă deplasați sau vă aflați în trafic la această oră. Din păcate, în Terezian, pe DN14, mai exact la intrarea în municipiul Sibiu și la ieșirea din oraș către Mediaș, coada este destul de lungă. Ca să vă faceți o idee, noi suntem poziționați în apropiere de Horbach, dar coada se întinde până dincolo de viaductul din Gara Mică, practic până în zona sensului giratoriu din Terezian, din vecinătatea Lidl. Este prima zi de carantină la Sibiu. Putem să spunem că am observat o ușoară scădere a fluxului de trafic astăzi. Sunt mai puține mașini în trafic ca într-o zi obișnuită și să mai țineți cont de un aspect. Sunt filtre la toate intrările și la toate ieșirile din municipiul Sibiu. Și nu exagerăm când vă spunem lucrul acesta, am verificat chiar și intrările mai puțin folosite de către conducătorii auto, chiar și în zona Poplaca. Se află filtre de poliție pe drumul Hoților, un drum destul de folosit de către conducătorii auto, mai ales atunci când se întorc de la serviciu. Trebuie să dați dovadă de răbdare, trebuie să aveți răbdare și să prezentați, așa cum vă spuneam, declarația pe propria răspundere și un act de identitate atunci când sunteți opriți de către agenții de poliție. Din câte am înțeles, oamenii sunt pregătiți din acest punct de vedere. Majoritatea celor care au fost opriți în trafic au prezentat aceste documente obligatorii. Reamintim de astăzi, municipiul Sibiu, Șelimbăr, Cisnădie și Tălmaciu sunt în carantină, iar acest lucru înseamnă că trebuie să vă pregătiți ca atunci când ieșiți din casă să aveți în primul rând un motiv întemeiat și să completați acea declarație pe propria răspundere prin care să justificați motivul pentru care ați ales să nu rămâneți în propria locuință și să vă deplasați. De asemenea, toți cei care intră în municipiul Sibiu trebuie să aibă o declarație pe propria răspundere completată și în ea să specifice motivul pentru care au ales să se deplaseze în orașul nostru. Sunt stipulate în deciziile luate de către autorități și motivele pentru care puteți să ieșiți din casă. Pe oradesibiu.ro găsiți această listă și tot de pe site-ul nostru puteți să descarcați și acea declarație pe propria răspundere prin care vă justificați motivul pentru deplasării dumneavoastră. După cum vedeți, agenții de circulație se mișcă destul de repede, controlează autoturismele.
Deocamdată de când suntem noi aici în zonă, nu am observat să fie vreo mașină care să fie trasă pe dreapta și să nu aibă cei care se aflau în interior documentele justificative asupra lor. Este mai mare aglomerația și coada la ieșirea din oraș la această oră. E normal, poate pe undeva, pentru că sunt mulți oameni care fac naveta și lucrează în municipiul Sibiu. Ce se întâmplă practic de astăzi la Sibiu? După cum știți, rata de infectare este destul de mare în reședința județului. Este undeva spre 13 la 1000 de locuitori, mult mai mare decât în alte orașe mari din România. Iar din acest motiv, autoritățile locale au decis, bineînțeles, cu aprobarea celor de la București, introducerea unei stări de carantină în municipiul Sibiu. Practic, magazinele se închid de la ora 20, sălile de fitness sunt și ele închise, copiii stau acasă și au trecut la un sistem de învățământ online. Lucrul acesta se întâmplă însă de câteva săptămâni în Sibiu. Și aceste decizii vin ca urmare a creșterii numărului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Suntem, așa cum v-am spus, la un prag destul de ridicat, conform datelor oficiale prezentate de către Comitetul Județean de Urgență. Sunt valabile și declarațiile pe telefon, dacă ele sunt semnate și scanate, desigur. Totul e să le aveți asupra dumneavoastră și motivul pentru care ați ales să plecați de acasă în loc să stați în carantină să fie unul justificat. Din ce am înțeles, nu se va face rabat sub nicio formă atunci când agenții de poliție vor constata că motivele stipulate în declarația pe care răspundere nu sunt justificate și puteți să fiți sancționați chiar și cu amendă. Pe ora de sibiu.ro găsiți lista oficială a restricțiilor care sunt deja în vigoare din această dimineață în municipiul Sibiu. Este o listă destul de lungă, tot acolo găsiți și motivele pentru care vă este permisă părăsirea domiciliului. Practic găsiți mai pe românește acolo o listă cu ce aveți voie să faceți și ce nu aveți voie să faceți în această perioadă. Așa cum am spus și mai devreme, filtre de poliție sunt la toate intrările și ieșirile din oraș. Este normal, poate pe undeva, să fie mai aglomerat pe căile cele mai des utilizate, respectiv ieșirea spre Șelimbăr, ieșirea și intrarea spre Șelimbăr pe DN1 în zona Extaz și aici pe DN14 la intrarea municipiului Sibiu dinspre Mediaș, dar și ieșirea și intrarea în municipiul Sibiu dinspre Cristian pe DN1. Sunt filtre consistente. Aici este o echipă mixtă formată din jandarmi și polițiști de la Inspectoratul Județean de Poliție. Din ce am văzut, este o mașină trasă pe dreapta, este prima mașină pe care am văzut-o trasă pe dreapta. Dar cu siguranță că cei care intră și ies au acea declarație pe propria răspundere asupra lor. Practic stăm aici de 15-20 de minute și toată lumea s-a conformat și a avut acea declarație asupra sa. Legat de evoluția infectărilor cu acest virus, noile raportări arată că la Sibiu sunt undeva în jur de 200 de cazuri.
sunt raportări pentru ziua de duminică, un număr mai scăzut față de 400-500 de cazuri câte am avut constant pe timpul, pe parcursul săptămânii trecute, dar s-au efectuat și mai puține teste, trebuie să specificăm acest lucru și să spunem din capul locului că s-au făcut mai puține teste duminică. Legat de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu în ultimele zile, în ceea ce privește evoluția pandemiei și deciziile luate de autorități, și astăzi puteți găsi pe site-ul nostru articole și informații despre ceea ce s-a decis la nivel local și de asemenea despre deciziile luate în privința carantinării municipiului Sibiu, a Șelimbărului fără satele aparținătoare Bungar, Mohu și Veștem, acestea nu sunt în carantină, a orașului Cisnădie, excepție făcând aici Cisnădioara, și a orașului Tălmaciu, excepție făcând satele aparținătoare de Tălmaciu. Sunt imagini în direct pe ora de Sibiu. Repetăm, facem din nou acel apel în a folosi un limbaj decent în mesajele pe care le transmiteți prin comentariile noastre. Nu vom face rabat și vom cenzura acele mesaje care aduc injurii, fac chiar și campanie electorală. Știm că sunteți mulți dintre voi în campanie electorală, dar vă rugăm să folosiți un limbaj decent atunci când comentați și postați, să nu aduceți injurii, pentru că vă vom restricționa acele comentarii care recurg la astfel de mesaje. Ok, încercăm să vă răspundem și la întrebări. Întreabă cineva că dacă nu are domiciliul în municipiul Sibiu și este din alt oraș, se poate circula? Da, se poate circula, se poate face naveta din alt oraș. Trebuie să aveți la dumneavoastră acele documente justificative, respectiv acea declarație prin care să justificați motivul pentru care intrați pe teritoriul municipiului Sibiu. Sau puteți să alegeți varianta să ocoliți municipiul Sibiu pe centura ocolitoare, pe autostradă, și atunci dacă faceți acest lucru nu mai sunteți obligați să aveți acea declarație, pentru că practic nu tranzitați teritoriul municipiului Sibiu. Mai întreabă cineva dacă merge la nepoții care locuiesc în Sibiu. Ce scrii pe declarație? Păi dacă nu este o vizită urgentă și puteți să o amânați, atunci cel mai bine ar fi să amânați vizita respectivă, pentru că dacă motivul nu este destul de justificat, puteți să fiți sancționați de către autorități, respectiv de către poliție sau jandarmerie, prin amendă. Dacă aveți programare la medic, vă trebuie declarație, desigur, cum să nu. Este specificată în hotărârea luată de autorități la finele săptămânii trecute faptul că trebuie să aveți declarație pe propria răspundere prin care să justificați fiecare deplasare pe care o faceți în afara locuinței. Puteți să mergeți să vă faceți cumpărăturile esențiale, respectiv alimente, sau să faceți achiziții care nu pot fi amânate. Sau dacă aveți alte motive pentru care trebuie să ieșiți din casă, desigur trebuie să le justificați în acea declarație pe propria răspundere. Reamintim că la această oră sunt cozi destul de mari la intrarea și ieșirea în municipiul Sibiu dinspre Mediaș pe DN14 prin Terezian.
Cozi sunt și pe DN1 în zona Șelimbăr, zona Extaz, acolo sunt verificate autoturismele care pătrund în municipiul Sibiu. Vă trebuie declarație pe propria răspundere și dacă intrați în municipiul Sibiu din acea zonă. De fapt, vă trebuie o declarație pe propria răspundere de fiecare dată când intrați și ieșiți în oraș, dar trebuie să aveți acea declarație și asupra dumneavoastră și în momentul în care mergeți în oraș. Sunt filtre și echipaje de poliție și în cartiere și pe străzile importante din municipiul Sibiu. Pe bulevardul Milea am observat un astfel de echipaj de poliție, pe șoseaua Alba Iulia, în cartierul Strand există filtre de acest gen, de asemenea în zona Mihai Viteazu, dar și în alte zone din municipiul Sibiu. Reamintim de asemenea că declarațiile pe propria răspundere trebuie să le aveți asupra noastră și dacă circulați pe timp de noapte. Oricum, la nivel național există o hotărâre prin care circulația pe timp de noapte este restricționată și este interzisă în intervalul orar 23:00-5:00 dimineața. Magazinele se închid la ora 20. După ora 20 mai rămân deschise doar farmaciile non-stop și benzinăriile. Așa că faceți-vă cumpărături din timp. Pentru persoanele vârstnice este recomandarea făcută ca dacă este nevoie să iasă din casă să o facă în intervalul orar 10-13 și ceilalți locuitori ai municipiului Sibiu sunt rugați să lase practic acest tronson orar la dispoziția persoanelor în vârstă. De asemenea, s-a redus și numărul de persoane care pot fi în același timp în magazine. Practic 30% din capacitatea magazinelor este limita maximă admisă. Așa că încercați să evitați și să mergeți în magazine pentru că s-ar putea să vă treziți că stați la coadă. Ieșirile din municipiul Sibiu sunt permise, bineînțeles, puteți să ieșiți, nu există o restricție din acest punct de vedere, dar la fel trebuie să aveți un document justificativ pentru care faceți acest lucru și motivul să fie destul de întemeiat. Vă reamintesc, urmăriți imagini în direct cu filtrele instaurate de autorități la intrarea în municipiul Sibiu. Noi ne aflăm acum în zona intrării dinspre municipiul Mediaș, în zona de nord, pe DN14, în apropiere de Orba. Puteți să vă deplasați la locul de muncă cu o declarație pe propria răspundere sau cu o adeverință de la angajator sau să prezentați o legitimație de serviciu. Pe site-ul nostru, pe oradesibiu.ro, găsiți aceea hotărâre luată de către Comitetul Județean de Urgență în care este detaliat tot ceea ce aveți voie să faceți și este prezentată o listă cu motivele pentru care aveți voie să plecați de acasă, bineînțeles, și să aveți acea declarație pe propria răspundere. Restaurantele cu livrare au voie să funcționeze, nu există o restricție din acest punct de vedere, de altfel și în centrele comerciale de tip mall, la promenada mall și la Shopping City Sibiu, toate restaurantele sunt deschise pentru livrări, dar și puteți să vă mergeți să vă luați mâncare pentru acasă în sistem takeaway, desigur. Deocamdată oprim aici această transmisie live. Urmăriți oradesibiu.ro pentru a vedea ce e nou legat de evoluția acestei pandemii în municipiul nostru, în județul Sibiu și, desigur, pentru a fi la curent cu toate noutățile și cu toate deciziile luate de autorități. Tot ceea ce vă interesează găsiți pe oradesibiu.ro.
acolo puteți să vedeți și un model de declarație pe propria răspundere. Există niște elemente obligatorii pe care declarația pe propria răspundere trebuie să le conțină. Declarația poate fi și scrisă de mână, deci nu trebuie să fie una tip, dar trebuie să țineți cont că sunt câteva elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină această declarație. Ce trebuie să conțină? Puteți descoperi acest lucru pe oradesibiu.ro. Acolo sunt articole cu detalii vis-a-vis de ceea ce trebuie să scrieți în declarația pe propria răspundere. Rămâneți în siguranță, fiți sănătoși și nu uitați să respectați recomandările făcute de autorități pentru a putea să depășim această situație destul de dificilă în ceea ce privește această pandemie de COVID-19, pentru că nu este de glumă, ați văzut că și spitalele sunt pline. Legat de situația din spitalele din Sibiu, tot pe ora de Sibiu găsiți articole noi postate de colegii noștri astăzi. Se pare că pe ATI nu mai sunt locuri libere, sunt foarte multe persoane care sunt afectate de acest virus mai mult decât ne-am fi așteptat și sunt într-o stare destul de gravă, așa că haide să evităm să aglomerăm în spitalele și respectați indicațiile în ceea ce privește prevenirea răspândirii acestui virus. Rămâneți pe oradesibiu.ro. Acolo găsiți toate detaliile importante și toate știrile ce trebuie citite în Sibiu. O seară frumoasă, la revedere!